care s-a implicat în fotbal. Ah, interesant. Și că, da, până la urmă e adevărat ce spunea, asperitățile sunt mari, nu prea vreau nici suporte, nu vor nici propunere de patroni, dar vrea o singură echipă să fie la Creva. Mi s-a părut interesant asta și vreau să comenteze cei doi. Zice, dar avem două echipe, ambele bunicele, așa. Da, și nu are dreptate, une greșești. Adică nu e niciuna bună, cu adevărat. Păi nu. E vreuna care să zici, domnule, joacă în cupele europene și cum a avut Craiova în istoria ei sau care câștigă campionatul. Stai puțin. Doar bună sau foarte bună. Toate acolo erau făcute din jucători de la craioveni. Erau, majoritatea erau Olteni. E una care a adus-o cupa României. Până la urmă, e adevărat că bagă de mult bani domnul Rotaru acolo și bagă degeaba. Adică nu se întâmplă nimic. Și avea răbdare, a zis. Tot timpul ne spune. Ne spun să avem răbdare cât? Ai răbdare? Mă întrebați pe mine? Suporterii. Păi uite, deocamdată în lumea... Dar e o chestiune de acolo, de dezbătut. Adică domnul Rotaru e primul beneficiar al poveștii astea, pentru că dânsul folosește infrastructura primăriei. Nu, nu folosește, o folosește și Adrian Mitelu. Nu, Adrian Mitelu are investit el. Baza, nu, vreau să spun cu stadion. Ah, lasă stadionul, că până la stadion... Dar ce infrastructura lui Rotaru este a primăriei, nu plătește nimic. Bineînțeles că e a primăriei. Adrian Mitelu, la telefon, bună seara! Bună seara! E adevărat ce spune Decebar? Vă întreb așa, că știți de până oraș, că Universitatea Creva, echipa lui Mihai Rotaru, folosește o infrastructură a primăriei? Da, o infrastructură făcută de primărie, este vechea bază din lunca Jiului, pe care domnul Crăciunescu o cunoaște foarte bine. Ai văzut? Tu crezi că e o mie? Din care primăria a băgat foarte multe milioane de lei acolo și care domnul Rotaru o folosește pentru faimoasa chirie de 2500 de euro la lună. Adică cam cât ai chiria așa un apartament mai cât decât în Craiova. Aoleu, ce apartamente sunt cu 2500 de euro pe lună? Spuneți-mi și mie, mai cât decât. Că este apartament chirie de vilă. Nu, păi cum? Sunt și cu 2500 de euro. Apartamente? Ok. Da, da. Aș vrea să-l văd. Bun. Bine, în orice caz, am înțeles. Folosește infrastructura. Până la urmă, primul lucru despre care voiam să vă întreb cu adevărat este despre declarație primarului Vasilescu. Spune că ar vrea o singură echipă. Mihai Rotaru mai devreme a spus, în fine, la Liga Digisport, a spus de ce ar vrea Universitatea Craiova să se unească cu cineva. Da, așa este. Domnul Rotaru, să o iau așa, să-l iau pe rând. În primul rând, că să nu uităm că suntem în an electoral. Doamna primară Olguța Vasilescu, cu alu care sondaje foarte multe și foarte bine făcute, într-adevăr, sunt circa 2-3.000 de suporte de la noi care nici nu vor să audă de la ceva și care probabil nu ar mai veni la meciuri. La fel există și la ei un filon foarte important care nu vor să audă de la ceva și nu ar mai veni la meciuri. Dar cu siguranță există 10-15.000, 20.000 de oameni care își doresc asta. Oameni care sunt acești suporteri mai palnici, mai de rezultat, mai care țin cu tot fotbalul craiovean, care se duc mai mult dintre ei la CSU pentru că ne-au luat fața, au jucat pe nou stadion, au făcut și ceva performanță, au fost acolo sus când noi nu existam, ca echipă eram unde eram, ne-au luat din Liga 4-a, dumnealor, s-au trăit în Liga 2-a. Așa, într-o modalitate care nu există într-o nicio țară civilizată, ca o echipă cu lumea care se și erigează ca a fi Universitatea Craiova, care a fost recunoscută și știută ca o echipă. Da, suporterii ca suporterii, domnul Mititeu. A fost supus la vot, toată adunarea generală a federației a votat. Dar dumneavoastră ce vă doriți? Dumneavoastră v-ați dori o fuziune? Deci, domnul, eu vă spun adevărul și vă dau cuvântul de onoare că nu mă mint cu nimic. Eu niciodată nu m-am gândit la așa ceva, nu voi accepta așa ceva și așa cum ai spus, cum am spus înainte la într-o altă intervenție, mai degrabă văd unificarea Coreei de Nord, Coreei de Sud. Am înțeles. Și eu cred că dacă exista nu putea exista o colaborare între noastră și domnul Rotaru. Era, la un moment dat se făcea o explozie. Știți că domnul Rotaru, inițiativa de la dumnealui a venit. Dumnealui s-a întâlnit cu fiul meu și a propus chestia asta. Și nu v-a spus că fiul meu... Când asta? Când asta? În urmă cu 7-8 de zile, în urmă, fiul meu, nu vă spun că ar cam agrea povestea și chiar m-a bătut la cap. Eu pentru ca să nu refuz și ca să nu intru cu el într-o anumită situație de, să zic, să-i dau peste mână la ideea asta a lui și la dorința lui, am încercat să zic, lasă-mă să mă mai gândesc să văd. Și, sincer, mi-a și plăcut acest joc să vedem cam ce gândesc ei și cum văd ei. Și, dar de ce nu s-ar putea? Dați-ne trei exemple. Nu se poate, pentru că, motive, domnul, motive, în primul rând, că vă spun că această fuziune nu are
nu e venită din dorința domnului Rotaru de a face o fuziune cu lui sau de a se asocia cu mine, ci efectiv dumneavoastră vrea să plece de la această echipă și era o această posibilitate reprezenta o șansă ca să iese, cum să zic, așa frumos din chestia. Și pe de asta poate că are și un fel de conștiință la ce necazuri mi-a făcut, la ce prejudicii mi-a creat și la faptul cum mi-a pus mâna pe, cum a venit pe mine în Craiova și mi-a luat suporterii, mi-a blocat afacerile, mi-a afectat familia și mi-a făcut numai greutăți. Și poate că a avut să... Bun, asta nu e nimic rău până acum. Asta e interesant. Deci spuneți că Mihai Rotaru, care de altfel a și spus-o că ar vrea să se retragă, ar vrea să facă lucruri. Dacă s-ar, adică, ce credeți că dacă s-ar fi retras, dacă nu asta ar fi de acord, el s-ar retrage și va lăsa echipa aia sau cum? Nu, domnule, nu pe s-ar face o fuziune și ați rămâne noastră? Sau cum? Mihai Rotaru are acolo, are o creanță importantă la acest club și pe care vrea să și-o încaseze. Și el caută acum, caută variante să-și încaseze acești bani. Și s-a avansat vreo sumă în discuția cu fiul dumneavoastră? Puteți să ne-o spuneți? Nu s-a avansat nicio sumă, nu vreau să spun o minciună, dar pentru că el știe că el cunoaște opinia mea, știa că eu nu o să fiu de acord, dar știe că fiul meu are o slăbiciune pentru, de fapt, să vă sunge fiul meu. Nu își dorește aceste situații din Craiova. Acest război, probabil. E foarte bine, e foarte corect. Da, nu vă spun că dacă ar fi după fiul meu, n-ar vrea să mai investim în fotbal. Dacă ar fi să... Adică el detestă această situație care s-a creat cu fotbalul și consideră că cheltuim foarte mulți bani. Păi vrea, nu mai vrea un fotbal, în același timp vrea fuziune. Că pare nu, vorbesc de fiul meu. Nu am spus că el vrea această fuziune, nu că vrea. Tindea să o accepte. Sperând că datorită acestei mișcări se mai diminua aportul nostru financiar și să se termina acest scandal. Da, și nu mai era scandal. Dar asta nu e o idee rea, domnul Mititelu, credeți-mă. Până la urmă, de ce atâta înverșunare și încruntare și tot? Pentru că eu așa sunt făcut. Asta e unul din defectele mele. Eu sunt un tip orgoliu și nu pot să uit ce mi-a făcut Mihai Rotaru. Deci nu înțelegeți că oamenii ăștia m-au scos în 2013. Afară, stradă, din stadion, mi-au luat echipamentul, mi-au luat tot. Am băgat și eu 2 milioane în Vinciu Oblemencu. Și mi-au luat o echipă întreagă și în loc să mă ajute în oraș, ei au intrat în asociere și în combinație cu Sandu și cu Dragomir, m-au luat afară după stadion în care eu am băgat foarte mulți bani și care l-am îngrijit și care l-am avut grijă de el și au băgat această echipă nouă pintată care mi-a luat tot. Normal că ulterior falimentul a fost inevitabil, cu afaceri blocate cu tot. Da, e povestea veche. Da. Știu, dar e normal, asta este o chestie deci pe care... Deci nu puteți pregătate. Trece peste... Dar voiam să vă întreb, în interviu de la Digi24 cu Cosmin Prelinceanu, Lia Vasilescu spunea, nu mă mai ocup de mult de fotbal. S-a ocupat de fotbal, primar. Ea a fost, dânsa a fost cea care a creat această echipă în Craiova, dânsa, eu am făcut-o prin aportul meu primar în 2012 și pe mine m-a executat primul, pentru că i-a dat ordin Victor Ponta. Toată treaba asta s-a făcut pentru a... Dar ați avut vreodată vreo negociere cu dânsa? Dom'le, dar eu am făcut în echipa, am și făcut-o. Domnul s-a ajutat că în 2013 eu am închis echipa, dar chiar în primele etape am fost. Deși nu aveam un franc, eu aveam o echipă mai bună ca a lor. Eu în 2013, iarna, pe 2014, am închis echipa că nu mai puteam. Am fost efectiv blocat exact ca în primele... Cu mafia, credeți-mă. Nu exagerez, am trăit momente grele, extrem de că numai Dumnezeu m-a ajutat să revin. Vă cred, n-am niciun motiv, că nu știu. Dar cu ce i-a supărat, până la urmă, ce ți-ai aminte? Pentru că ei vreau să... Deci Victor Ponta, ca să ajute pe Sandu și pe Dragomir, pentru că era ce dosar la DNA, era mare problemă, okay. Că lipsea echipa de fotbal Universitatea Craiova din competiție. Erați în conflict cu Sandu, cu Mircea Sandu. Nu, dar pentru a acoperi lipsa echipei universitatea... Da, aia știm de ce, lipsa echipei, da, asta e clar. Bun, acum trecând, am înțeles, nu se poate, nu se face, dacă o să rămână fiul noastră la un moment dat, poate că atunci o să existe o șansă, dacă nu o să mai vrea Mihai Rotaru, în fin. Bun. Da, Mihai Rotaru, poate. Deci niciodată nu va exista o asociere în asemenea mod între familia Rotaru și familia Rotaru, niciodată. Bănuiesc, da. Interesant că spuneți că Mihai Rotaru i-a propus asta... Vă spun și opinia lui Mihai Rotaru în povestea asta, în vreme ce ați zis, de ce am vrea noi vreodată... Eu vă dau un argument că nu mințim, că puțin probabil care se recunoaște.
acest zvon al fuziunii a fost cu 7 luni înainte. După 3-4 luni de zile, Rotarul l-a dezmințit. Știți când l-a dezmințit? Când a primit răspunsul că nu. Am înțeles. Spuneți-mi despre echipa noastră, în fine, ați triumfat, am văzut, după ce ați bătut pe cei mai obidiți din, să zicem așa, din Superliga, în părul meu la Florinda asta este, cei de la Dinamo, de parcă ați câștigat, chiar nu v-am înțeles entuziasmul acela colosal, într-un meci totuși cu Dinamo, care bate greu pe cineva când bate. Nu, dar eu n-am avut entuziasm și din comun. Păi cum, a zis că peste Bauza nu e... Păi nu, eu am fost entuziasmat de realizarea lui Bauza, să știți. Am spus că chiar dacă ne-a dat Dinamo, fericirea care mi-a produs-o golul lui Bauza a fost extraordinar de mare, adică nu mai conta faptul că ne-a egalat. Normal să conta, dar nu era așa de atentat. Pentru că eu eram entuziasmat, uitați ce fază face aici. Da, nu, golul e minunat, sigur că da. Dacă ar avea și Constanță Bauza, dar nu era aici, știu, o să mi se spun. Dacă era Constanță. Da, nu numai jocul, Radu, nu numai golul, jocul. După golul ăsta a luat aripi, e adevărat. Auzi, și asta e execuție de mare jucător, nu poate oricine să facă dacă așa. Da, el a fost, mi-a plăcut el că a fost modest. Așa mi-a venit și îl înțeleg. Lui așa i-a venit bine. Așa i-a venit bine și a luat curajul. Cât v-a costat și cum v-ați gândit să-l luați pe Bauza? Da, e o chestiune foarte frumoasă, pentru că eram în detenție la penitenciarul Pelendaba și juca echipa noastră contra celor de la Cipsereda. Și am văzut un sud-american care m-a făcut niște faze pe acolo de mare nebune, dar am fost convins că nu o să am șansă să-l mai prind, să nu lea nimeni. Și de retur l-am văzut iar, nu se poate, tot la ei a rămas. Și norocul nostru a fost că în momentul când, știți, când noi am fost înainte de a termina campionatul promovat, dar cei de la Cipsereda aveau și ei un meci capital și puteau să intre în cele patru echipe, cele două echipe care de barajul. Așa. Nu trebuia să învingem acasă ultima etapă pe cei de la, dacă nu mă înșel, cei de la Călăraș. Și ei aveau acasă cu Timișoara. Deci dacă noi băteam pe cei de la Călăraș și ei pe Timișoara, Cipsereda dădea baraj pentru Liga 1. Și eu le-am încălșat. Dom'le, noi avem jucători, avem ceva vacanță, suntem promovați în Liga 1 de pe locul 1, ce mai avem noi nevoie de... Adică, bine, eu oricum le-am spus, dați-ne pe Bauza și atunci vom juca ca și cum ar fi un meci pentru promovare pentru noi. Ba din contul, le voi da prime la jucători să se autodepășească. Și ei, nu, domnule, că dăm la Home Budapesta, că deocamdată, că vedem după asta, nu, domnule. Și de-aia am condiționat de transferul lui Bauza ca să fac tot poziții de plină de mine, să batem pe... Adică să nu... Faptul că noi eram deja promovați, să nu cumva să... Și să mă uite prea nou promovată la ultimul, să putea să nu mai abordeze foarte serios mesul. Adică era un mes fără mine. Păi da, da, știți că regulile fotbalului spun, asta e... Așa, ca o dezvăluire pe care o faceți, nu neapărat în favoarea noastră. Regulile fotbalului spun că trebuie să joci 100%, nu contează. Nu m-ați întrebat cum l-am luat. Da, păi am înțeles. Vă apreciem sinceritatea, dar s-ar putea să vă aprecieze alte organe. Dar ce am făcut, domnule? Păi cum eu am jucat foarte corect, cum adică ce am făcut? Știu, da. A mai fost unul care a pătimit că a vrut să stimuleze o echipă să joace corect. Și umbla cu valiza de bani după aia. Nu mai țineți minte? Deci eu vroiam jucătorul și eram uimit cum tot fotbalul românesc nu l-au văzut acești jucători. Deci eu i-am spus lui Dan Edita, care mi-a făcut transferul, eram în telefon cu el, acolo când mi-am spus Dan, când mi-a spus placa, a semnat, că au fost probleme, că nu semna impresarul, nu vrea ăla, nu vrea altul, s-a sucit patronul de la Cereba. I-am spus, după ce am luat un jucător care în maxim 2 ani am zis-o, va fi considerat lumea bună în România. Pentru că eu am văzut potențial, dar din păcate a avut niște accidentări și nu pentru că este un tip foarte fragil, nu, a avut genioane de lovituri foarte puternice, credeți-mă. Da, apropo de Bauza, că în 2 ani și așa este, a devenit un fotbalist foarte bun. Puteți să-mi spuneți ce credeți că s-a întâmplat cu Companio? A fost instruit de Gigi Becali. Un fotbalist de mare valoare pentru fotbalul românesc și un băiat serios, super profesionist. Deci Companio, un ca Companio merită să fie în echipă.
Dar ce a făcut Gigi Becali, că n-am înțeles? L-a distrus, s-a zis. L-a distrus. L-a distrus, efectiv, modul lui de a treaba lui. Și a bătut joc din jucători, care și asta e și motivul pentru care nu mai dau niciun jucător, pentru că el îi distruge. Deci nu-i mai dat. Păi și nici dacă vă dă bani, stăți, că banii-s bani. Până nu înțelegeți că nu... Poate că dacă ne-ar debuza, știți cum e omul în viață, că n-ai necazul, s-ar putea să mai crește peste anumire. Dar acum, la ora asta, când vorbesc, așa simt, pentru că compania, eu mă simt și puțin așa responsabil ce-i scandalul companiei, pentru că dacă eu mai aveam răbdare o jumătate de an, poate că îl vindeam pe companie direct afară. Da. Dar am fost atunci, aveam nevoie de banii aia și mi-au atunci cu acea sumă și am acceptat transferul. Da. Și îmi pare rău că e un băiat supra-profesionist, un om cum rar de găsit un astfel de jucători. V-ați gândit vreo clipă, scuză-mă, da, să răscumpărați perioada asta? În primul rând că eu am acum am doi jucători foarte importanți acolo, deci Brăluță și cu Gibir, care Gibir îi dă în loc că n-ai loc în echipă. Da. Și a însemnat să le diminuezi șansele să mai joace, să te afirme. Pe de altă parte, nu mai vrea compania să vină înapoi, vrea să meargă înainte, e normal. Mai ales că acum devine liber de contract. O să vedeți că compania va ajunge la echipe importante, mai importante decât pe CSD. Da. Domnitelu, o singură întrebare mai am. Sper să vă amuze un pic, să nu vă supărați. Și eu sper să cât mai e o țoală din aia cu care ați apărut ultima dată la stadion? Ce? Am comis, am făcut-o de oaie. Păi de ce ați făcut-o de oaie? Nu ați făcut-o de oaie. E o haină care mi-a luat-o. De oaie era? Nu era de oaie. Nu, a fost pentru prima oară când am îmbrăcat-o. Nu m-am simțit bine și am avut impresia că o să-mi fie fric și am fost neinspirat și am luat-o pe aia pe mine. După aia și eu când m-am văzut, mi-am dat seama că am făcut o prostie, dar asta e. A fost haioasă, nu? Poate haioasă. Lions. Păi nu-i cu lei la crevă. Da. Cum a fost noaptea în care Constantino a fost demis? Mulțumesc pentru sinceritate, gata. Nu a fost demis, domnule. A fost... Păi cum, că a zis la sfârșit, că după meci erați furios. Când ai 3-1 în Giulești... Că îi așteptați demisia, ceea ce înseamnă că... Nu, să-ți justificați nervii. Așa e, ai 3-1. A greșit-o, a spus și mai bun jucătorul de teren ca să ne egaleze rapid, dar nu că a făcut-o intenționat. Asta e greu când ai 3-1 în Giulești, pe cel mai frumos stadion din România. Eram și eu atât de mândru, mă simțeam și să plec acolo pe 4-3. Îmi dau seama că a fost un șoc pentru mine. V-ați enervat? Și cine v-a convins să-l reinstale? Sau să-l... Nu, până la Craiova mi-a trecut. Da, Tăvălugul a fost prea mare, domnitel. Nu cred că nici dacă făcea schimbările potrivite, nu cred că rezistați. Domnul, dacă rămâneau noi, am trebuit să termina 6-2 pentru noi, că deci... Asta nu o să știm ce asta. Da. Am văzut că l-ați lăudat pe Constantino, că a învățat limba română, ceea ce e foarte frumos. Felicitări pentru asta. Dar Bauza, care e de vreo 3 ani, 4 ani în România, când învață? Auziți cum se schimbă, cum îi schimbă pe ea doi? Se schimbă și jocul total, credeți-mă. Am înțeles, bun, nu ne mai... Pe Bauza, care e de mai mulți ani în România, când îl convinge să vorbească? Chiar am fi interesat, mai ales că nici engleză nu vorbește, înțeleg. Nu, vorbește bine engleză, să știi. Da? Atunci era cu translator de spaniol, am văzut ultimul. O să înveți și română, dacă mai stăm pe aici, dar s-ar putea să nu mai stea. Păi cât să mai stă? 10 ani, mă. Trebuie să înveți. Pregătește să... Dar cred că la Craiova, auziți, la dumneavoastră se întâmplă ceva, e un fenomen bizar, că mai știu pe cineva care era de vreo 20 de ani în România și nu reușea să lege 3 boabe în limba română. Baiații zicea presiune, Volio Victoria și toate. Știți la ce mă refer? Acolo e excepția care confirmă regula, de fapt. Majoritatea știu limba română foarte bine. Spuneți-mi, aveți un francez, înțeleg, pe care vreți să-l luați? Cum ați ajuns la el? Păi știți că noi avem oi buni. E deja este la noi la pregătire, dar ca să vedeți și noastră ghinionul de pe lume, la primul antrenament, la prima fază și a făcut întorsă. E deja aici și a făcut întorsă. Dar câți ani are? Da. 21 de ani. 21. Întorsă de ce? De gleză sau de genă? De gleză. Nu, aia se face. E un jucător care are calități foarte bune, dar sperăm că îl vom face să fie și mai bun. Domnul Mititelu, trimiteți-l la Govora, că o să vedeți cum trebuie să se face. Domnul Crăciunescu, trimite pe toți la Govora, pentru că curând o să scufunde lucrurile. Eu am fost și știu cum e. Bine, poate reveniți la sentimente mai bune cu domnul Rotaru și se face o singură echipă până la urmă. Nu, să revină. Dar de ce, domnule, că e foarte frumos în Craiova cu două echipe? Da, exact. E foarte, foarte frumos.
Că ce ambiții mai aveți de la sezonul ăsta? Probabil că va fi foarte greu să intrăm în play-off și să câștigăm play-out-ul. Play-out-ul? Da. Să câștigați play-out-ul, am înțeles. Da, play-out-ul. Am înțeles greșit. Play-out-ul și poate cumva să facem o figură în cupă. Poate cumva. Aha. Deși la un moment dat, dacă se presupune că trecem de voluntari, dacă trecem de voluntari, probabil că vom juca cu CFR-ul și va fi foarte greu. Și dacă jucăm la Cluj și ne mai dă o idee pe Copa și vă dați seama că nu avem nicio șansă. Domnul Mitel, mai am eu o întrebare, dacă nu vă supărați. Am observat că în ultima vreme sunt destul de puțini suporteri la stadion atunci când jucați noastră, poate puțin mai mulți atunci când joacă universitatea. De ce se întâmplă lucrul ăsta? La că acolo lumea trăiește pentru fotbal. E... Pentru că... Sunt biletele scumpe. Cât e un bilet la noastră la mici? La noi cred că e cel mai ieftin din România biletul. Cât e? Foarte ieftin. Nu, dar eu vă spun că e foarte ieftin. 15 lei, ceva, 10 lei, ceva din ăsta. Deci cel mai ieftin din România, nu este biletul. Poate asta să fie problema, că la unii ce e ieftin înseamnă nu-i de valoare. Dar vă spun de ce din la ei mai mult, că de asta mă simt eu nedetățit în continuare, pentru că există un filon de 3-4 mii de oameni care sunt la regiile locale și care frecventează foarte mult meciul de lucrurile eu mai ales în anumite momente și care sunt, eu mă simt, cunosc cazuri, zeci de cazuri care... Dar nu, dar ziceți de dumneavoastră, nu de aici. Păi nu, eu vă spun de ce se face diferența la ei. Dacă ei au tot timpul 3-4 mii de oameni în plus, poate chiar mai mult la meciurile cu FCSB, pentru că există o organizare de partid care îi ajută la chestia asta. Și plus că asta ei ne-au luat fața în acei ani când nu i-am lipsit. Am înțeles, dar de ce nu vin la dumneavoastră mai mulți? Ok, vin 3-4 mii, că aici că-s legați de nu știu ce. Dar de ce nu vin? Că sunt, cred că sunt zeci de mii de oameni în Craiova care iubesc fotbal și care ar veni. Doamne, nu vin să vină și la ei și la dumneavoastră, dar să vină, nu vin la, nu într-un stadion la nimeni. Pentru că sunt suportă de rezultat cei mai mulți dintre ei și dacă cumva se întâmplă minunea să jucăm în play-off, o să vedeți că o să aduci noi. E posibil, e posibil, corect, da, e posibil, da, să fie. Da. Bine, un singur lucru vreau să mai întreb. Și da. Giuleș, dacă fiind absurd, Giuleșul n-a jucat rapid în play-off, credeți că o să mai fie stadionul plin? Nu o să mai fie plin. Domnul Mititelu, în Giuleș e stadionul plin de când de când e stadionul. Acolo nu există acolo discuție. Nu e, acolo, e închis. Asta e adevăr. Acum, la ce aspirații sunt în Giuleș și cu patron, nu cred că ar mai digera un play-off. Nu e adevărat că e jumătate cât oblemeni. A, că, păi asta e altceva, dar e stadionul plin. Da, nici când vin pe Giuleș nu vine. Dacă ne imaginează lăsul pui de la un meci din Giuleș și îi mutăm pe Oblemenco, o să apară o decât o peluză. Și ne sub gol stadionul. Păi e neîncăpător Giuleștiul, toată lumea. Păi da, probabil. Ăia 12.000 care vin, da. Cine câștigă titlul 2000-ului? Nu știu, cred că... FCSB, CFR sau Farul. Mie mi se pare Farul foarte... Și chiar rapid. Eu zic că FCSB se bată cu apă rece, că se laudă, că sunt campioni. Și cea mare prostie care face Becali este că... Eu părerea mea că FCSB e ca și prinsă de urmă și că va transpira greu. Adică și CFR și Rapid... Sunt campioni, domnul Mititelu. Nu, sunt campioni. Eu i-am văzut... I-a făcut de ce, bol, campion, gata. Eu i-am văzut cu UTA. La 1-0 pentru FCSB a avut UTA două ocazii uriașe. I-am văzut cu CSU, păi nu vă spune, dacă i-a dat Mitrița golul la 0-0, nu mai bătea niciodată FCSB la Craiova. Eu mi se pare că e o echipă care are doi jucători în formă și restul niște jucători mediocri. Pe bune, eu așa-i văd. Am înțeles, da, opinia noastră. E cea mai bună din bine, România. Bine, mulțumim, domnul Mititelu, pentru acest dialog. Vă mulțumim. Mulțumim. O seară bună. O să luăm o pauză, asta trebuia foarte repede și ne întoarcem la opera lui Florin despre toate aceste chestiuni și despre altele. O să vedeți, am aici o listă, o să ne distrăm tare de tot. Apropo de o mică dispută colegială pe care am avut-o cu Florin la un moment dat, referitor la o regulă introdusă de curând. Pauză și revenim.